Bine ați venit la un nou vlog, stimate doamne, domnișoare și stimați domni. Pentru astăzi m-am gândit să fac o rețetă mai ușoară și mai accesibilă tuturor. Voi face cartofi gratinați la cuptor și am nevoie de următoarele ingrediente. Aici am cartofi, deja eu i-am fiert, i-am curățat, ouă fierte, deja le-am fiert și le-am curățat. Smântână, grana padano, mozzarella, gata dată părăzătoare, ceva condimente, sare, piper, puțin usturoi, praf de usturoi și aici avem un pic de unt cu usturoi. Deja v-am arătat toate ingredientele, să-i dăm drumul la treabă. Deja cartofii sunt fierți, curățați, îi vom felia. Doi în felii. Eu am fiert 4 cartofi, dumneavoastră fierbeți cât doriți. Am fiert 4 cartofi, 9 ouă. S-au fiert prea... Așa. Vom pune cartofii aici. Și vom tăia și ouăle, tot așa felii. Feliem și ouăle. Așa. Nu subțiri, mai grosuți, așa. Uitați. Ouăle trebuie să fie fierte bine. Alin nu mai poate de rețeta asta, îi plac cartofii ăștia, ar mânca în fiecare zi rețeta asta. Foarte bună. Trebuie să o încercați. Nu-i așa? E o rețetă românească. Am învățat-o la bunica la Cluj. Să-i dea Dumnezeu sănătate la bunica. La bunica la Mircea. Așa. Stai așa un pic, mama. Vom pune smântâna într-un castron. Normal, eu aici am, dați așa că vă spun, am 400 de grame de smântână. Vom pune puțină sare, nu multă, așa, puțin piper.
și ceva condimente. Așa. Wow, ce miros. Le vom amesteca. Avem aici pătrunjel verde. Îl vom toca. Dacă nu vă place, nu puneți. Fiecare după preferință. Deja cuptorul este încins. Aici avem un vas Siena. Pentru noi e destul pentru 3 persoane. Vom da puțin cu unt roata vasului. Dați. Tot timpul am în frigider unt cu usturoi. Când am nevoie, gata preparat și eu doar așa. Cum v-am spus, vom pune un rând de cartofi. Vom pune puțin cașcaval. Puțin cașcaval. Eu voi pune din abundență pentru că vom pune un rând de ouă, ou tăiat. Deci o bunătate, credeți-mă. Așa. Vom pune și puțin grana padano ratugiat. Formaggio, uitați, formaggio italian. Așa. Vom pune smântână.
pune un pic de cașcaval. Așa. Vom pune puțin pătrunjel. Și vom pune iar încă un strat de cartofi. Nu, de ouă. Nu, mama. Cartofi. Mm. Da. Cartofi. Mama, de ce mă derutezi? Scuze, mama. Ma. Ai văzut cum mă duci în... că ceva nu e în regulă. Ai rămas blocat. Da, păi... Știam că trebuie cartofi, nu că trebuie... Că am pus ouă. Că nu puteam să pun ouă peste ouă. Vom pune formajul. Ouă. Emoțiile, mama, nu-i așa? Nu e foarte ușor să faci un video. Nu este. Noi știm că nu este. La persoană este ușor să se uite doar. Așa. Am terminat și cu... Acum... Vom pune puțină smântână. Deci, credeți-mă, e o bunătate. Vom pune formajul. Și cartofi. Sunt prea... Deasupra punem așa, facem frumos, nu?
Deci credeți-mă, e o bunătate. Așa. Vom pune și un pic de verdeață. Ce ne-a mai rămas. Dacă nu doriți, nu puneți. V-am spus, nu e obligatoriu să puneți. După preferință, fiecare. Mai pune ceva condimente. Mai pune puțină sare. Așa. Și cașcaval. Punem la cuptor. Deja cuptorul este încins la 180 de grade. Îl vom lăsa pentru 20-25 de minute. Revenim. Uitați aici rezultatul final. Rezultatul final, uitați aici, vă invităm la masă.